Ziua copilului a fost marcată de toate grădinițele din Năvodari. Copiii alături de îndrumători au pregătit diverse momente artistice. La grădinița Albatros a fost organizat un mini carnaval. Toți copiii s-au costumat în diversi eroi, iar apoi au participat la un program de dansuri românești. Astăzi de ziua copilului, un frumos carnaval, carnavalul copilăriei, pentru că copilăria este o etapă foarte importantă din viața omului. Vrem să marcăm acest eveniment alături de copiii grădiniței, de cadrele didactice, de părinți care ne-au ajutat pentru costumarea copiilor. Este un moment deosebit. Le urez copiilor, tuturor copiilor, un călduros la mulți ani, să fie sănătoși. Alături de cei mici au fost prezenți părinții, bunicii și celelalte cadre didactice. Cu toții au apreciat reprezentațiile oferite de copii. Este minunat! Sunt niște copii deosebiți! Merită tot respectul din partea noastră. Ce v-a plăcut cel mai mult? Absolut totul! Pentru că în totul este depusă foarte multă muncă. Foarte frumos! E o activitate nemaipomenită, cei mai frumos și mai bine în această grădiniță și în această școală. Vis-a-vis o altă grădiniță a organizat competiții sportive pentru copii. Cei mici s-au întrecut pe o distanță de 50 de metri. Avem cu această ocazie 4 probe de alergare, role, biciclete, trotinete pentru fiecare grupă de vârstă, grupă mică, grupă mijlocie, grupă mare, separat fetițe și băieți. După cum vedeți, părinții și copiii participă cu entuziasm, sperăm să fie un pic de bucurie și să petreacă o zi frumoasă. Cu ocazia aceasta le și urez tuturor copiilor la mulți ani. La finalul competițiilor, toți copiii au primit diplome și premii.